Dragii mei, îmi cer scuze. Mi se întâmplă să se întrerupă înregistrarea. Nu știu când o să rezolv problema asta. Aveți răbdare. Asta e. Deci spuneam că e posibil să apară în viața voastră în viitorul apropiat o persoană în semnul berbecului sau al taurului. Dar, eu simt că ar fi bine mai puțin să ne concentrăm pe zodii și pe persoane anume și să înțelegem energia. Dacă ați trecut prin atâtea, dacă ați avut de-a face cu atâtea transformări, dacă aveți de-a face cu ceva ce este un pic neclar și ar putea să vă creeze confuzii cu această lună, este bine să fiți în control asupra vieții voastre. Poate vă inspiră acest rege de monede. Amândoi sunt similari. Amândoi sunt de la regele de monede până la împăratul, e doar un pas. Un regat de cucerit. De cucerit. Ideea este că voi trebuie să vă purtați mai maturi, să vă dați seama că viața trece și că aveți nevoie de stabilitate. Cu acest rege de monede, aveți nevoie de stabilitate financiară. Poate chiar vă doriți o poziție socială, profesională, de autoritate pentru că ați muncit, pentru că meritați. Adesea, regele de monede reprezintă o persoană care este un sfătuitor pentru cei din jur. Un sfătuitor practic. Ori este o persoană de genul ăsta în viața voastră și vă inspiră să vă descoperiți autocontrolul, în fine, să vă refaceți viața într-un mod mult mai practic. Ori, dacă nu e o persoană, voi trebuie să descoperiți această energie. Repet, nu-mi place să mă fixez musai pe persoane. Este posibil să fie. După cum vedeți, fac parte din curtea regală, da? Ar putea fi bărbați, dar e posibil să fie și femei. Dar trecând peste aspectul ăsta, energia îmi spune că e cazul să preluați controlul. Aveți posibilitatea cu acest rege de monede, poate vă e aliat, poate e o persoană într-adevăr în viață, aveți posibilitatea să vă construiți un imperiu. Ar fi nemaipomenit să depășiți această energie a lui Pluto. Ați trecut prin prea multe. Acum trebuie să experimentați și sporul. Trebuie să experimentați și autoritatea. Nu trebuie să vă fie teamă. Aveți încredere. Sfatul. Ați învățat lecțiile. A mai apărut. Nu știu unde a apărut lumea. Lumea a apărut, cred că la raci. Poate unii aveți planete în rac. În fine. Sfatul este să vă învățați lecția. Ați trecut prin foarte multe. Și să încheiați un capitol. Un capitol dureros. Poate cu această persoană. Poate cu această persoană. Poate să fie semn de apă, dar nu e obligatoriu. Poate să fie și berbec, poate să fie și taur, dar cred că nu are legătură cu taurul, cu fecioara sau cu capricornul. Pentru că este provocarea. Provocarea este să renunțați la această relație și să manifestați aceste două energii foarte puternice și foarte concrete. Aceasta este semnul peștilor. Luna reprezintă semnul peștilor, printre altele, și semnul racului. Încă, poate unora vă e teamă, pentru că luna înseamnă și teamă. Vă e teamă să ieșiți din apa aceasta și să mergeți pe cărarea voastră, să vă manifestați misiunea. Dar dacă e o persoană, s-ar putea să vă inspire și să vă susțină. Și să nu uitați că aveți aici un ajutor divin, aveți o minte clară, ați trecut prin foarte multe, le-ați înțeles, ați înțeles lecțiile, încheiați capitolul și manifestați ceva, ceva deosebit. Divine masculine. Exterior, doi de bâte. Persoană semn de foc, mai mult sau mai puțin. Cred că trebuie și simt că este acesta momentul de lună nouă când e cazul să vă setați intențiile pentru a manifesta aceste două energii fantastic de puternice. Da? Lăsați în urmă această relație dureroasă, da? Aceste situații, că e familie, că e copilărie, că este dragoste, că e profesie, rămâne să vedeți voi. Dar lăsați în urmă, da? Cum rămâne această bâtă în urmă și concentrați-vă pe cele două forțe.
Da? Pe cele două forțe. Fiți un pic mai cu capul pe umăr și picioarele pe pământ. Și vă este un pic teamă, dar asta nu înseamnă că nu puteți, da? Vă este un pic teamă. Încă vă guvernează. Este o frică din subconștient, o neîncredere pe care probabil ați căpătat-o în aceste relații negative. Dar știți bine că aveți inspirația divină lângă voi. Alegeți cum trebuie. Alegeți cum trebuie. Aceasta ar fi energia exterioară. Dacă nu s-ar putea cineva, dar eu simt că voi trebuie să alegeți. Iar semnul fecioarei, al taurului sau al capricornului. De ce vă este frică? Vă este frică pentru unii dintre voi că nu veți avea stabilitatea financiară pe care vă doriți. Nu degeaba aveți acest personaj în viața voastră. Dacă e personaj, vă va ajuta, probabil. Probabil mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur. Dacă nu, dar eu simt că e totuși un personaj. Dacă nu, preluați energia, primiți inspirație cum să faceți bani, cum să vă extindeți forța. Aveți o forță fantastică, numai să aveți încredere. Da? Și aici e problema cu încrederea, cu teama. Și această carte în poziția fricii, da? Vă este frică. S-ar putea să nu reușiți să fiți independenți, unii dintre voi. Ce vă doriți? Așteptați niște mesaje de la acest cavaler de spade, nu neapărat de la un semn de aer, poate să fie semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Așteptați un mesaj de la cineva sau, mai degrabă, s-ar putea cineva să intre brusc în viața voastră. Acesta este cel mai rapid personaj din întreg tarotul. După el este cavalerul de băte, semn de foc, dar acesta e cel mai rapid. Începeți o comunicare la cred că ați început-o deja. La început de lună mai sau, în fine, cred că ați început-o. Nu aș vrea să dau termene limite, să limitez timpul, dar de curând sau în curând se va manifesta o comunicare rapidă cu cineva. Și simt că e o comunicare sinceră. Poate persoana să comunice un pic cam prea sincer și uneori, cum suntem noi sensibili să vă mai deranjeze, dar asta e. Important e că e sinceră, da? Finalul? Pua! Nici dacă aș fi vrut. Nu aș fi putut să aleg atât de bine. O nouă dragoste, un nou început. Și mai presus de toate, dacă nu este o nouă dragoste, deși cred că este, dacă nu este o nouă dragoste, începeți să vă iubiți pe voi așa cum trebuie. Manifestați încredere în voi. Începeți să vă iubiți și începeți să manifestați și abundență, adevăr, abundență materială, control și dragoste. Ce poate fi mai puternic? Poate începeți o colaborare cu cineva în semn de pământ? Sau dacă nu, s-ar putea la locul de muncă în ceea ce faceți. Poate să fie și hobby, da? Cum este tarotul pentru mine. Începe să primiți apreciere pentru ceea ce faceți. La capătul acestui set de cărți se vede că ați avut o supărare, 4 de cupe, poate cu cineva în semnul balanței, poate v-a fost făcut o nedreptate, cineva pe care l-ați așteptat să vină, ați așteptat o dragoste care v-a creat confuzii și s-a pierdut pe drum. Dacă acesta este cel mai încet cavaler, acum este invers. S-a pierdut pe drum și s-a provocat o nedreptate. Așa a fost. A fost o relație karmică, pe scurt. Ideea este că ați fost supărați. Dar să ne concentrăm pe lucrurile bune. Și îmi doresc. Nu știu dacă aș mai clarifica, dar hai să vedem totuși, că tot avem clarificatorii și am amestecat, ce am putea primi pentru lună. Te rog frumos, clarificăm luna. Vă rog frumos, clarificăm luna pentru pești. De ce este luna acolo? Nu.
vrea să sară, o să tăiem și o să ne luăm singuri cartea. Da? Ok. Așa au vrut, așa au vrut. Ok. Sunteți 9 de băte. 9 de băte este, da, un om care a trecut prin foarte multe, este rănit. E rănit în războaie multe. A trecut, da, încă stă în picioare. Și e bine, pentru că aveți adevărul la îndemână, s-ar putea să aveți niște aliați puternici, personaje de autoritate sau măcar cu înțelepciune și cu forță interioară să vă susțină. Ați trecut prin foarte multe și poate puneți niște blocaje în drumul vostru și în jurul vostru. Pentru că vă este teamă să mai suferiți cum ați suferit în trecut. Da. Regina de spade. Simt că la lună plină, unii dintre voi veți tăia, și îmi doresc, veți tăia cu aceste frici și cu aceste temeri. Simt că unii dintre pești încep să-și facă lucrarea de curățare energetică și să manifeste o nouă viață. Da, sigur, poate unii dintre voi aveți de-a face cu un divorț. Regina de spade e oarecum similară cu regele de spade, poate să reprezinte o avocată, da? Un avocat. E o persoană clară. Cred că voi, dacă tăiați aceste, cum am spus și mai devreme că aveți asul de spade, dacă tăiați cu trecutul și cu karma și cu stringurile, cu tot, începe să manifestați de lună plină o claritate mentală și vreți să vorbiți direct și sincer cu cei care vă abordează. Și poate acest manifestați acest cavaler de spade, acest om sincer, direct, poate unor prea sincer, dar asta e. Îl invitați la discuție, da? Îl invitați la discuție și, eu știu, nu o să fie o discuție dură, pentru că văd că aveți asul de cupe. S-ar putea să fie o discuție foarte sinceră despre dragoste, despre colaborare, dar ideea este că va fi sinceră, fără ocolișuri, fără secrete. Ideea este că simt că se va întâmpla la lună plină mai mult. Vedem, nu e obligatoriu, dar poate discutați, da? Discutați despre niște secrete. De ce voi v-ați bloca, de ce ei sunt, poate, ei își creează niște blocaje, începe să vă deschideți, da? Așa simt acum cărțile. Haideți să vedem, pe scurt, și sfatul de la înger. Am primit noi un sfat la început, dar aș mai... Acela a fost așa, n-a fost întâmplare, a fost pentru cineva, e clar, pești. Soare, lună, Venus, ascendent în pești, mai 2019. Ok, ok. Ne-am tăiat în fața voastră. Ce avem aici? Nu știu, a mai apărut acest mesaj pentru cineva. Cred că a fost prima zodie. Primește cu dragoste și apreciere ceea ce ți se oferă. Dar cred că la Taur, a apărut acest mesaj. Poate aveți de-a face cu cineva, că tot avem, da, semnul Taurului. Nu e obligatoriu să fie soare, poate să aibă planete în Taur, da? Cu cineva în semnul Taurului.